mare emisie la Chișinău și Colibaș, că da, azi dimineață m-am întâlnit cu părinții Danei și de cum vreau să am venit, frate, de la Colibaș, mai de la sud, pe autobus, vă dați seama, de drumul lung și că depărtare mare, da? Mai ușor să ajungi cu avionul de la Chișinău la Germania decât de la Colibaș la Chișinău. Asta e realitatea. N-ați făcut unul de altul. Ați crescut în familii diferite, în împrejurări diferite. A venit un timp când v-ați întâlnit cu Victor Alexeievici, nu știu unde, dar eu știu. Păi știu pentru că, da, am avut treabă cu voi mai de-aproape. Ați prieteni mai de la distanță și am primit mai aproape, și am chiar aproape. O lumea bună de zi, chiar și meu, doi, fiecare zi, cred că nu trebuie nici o zi fără să vă sunați. Da? Credeți că vă cunoașteți cu lumii? Dar nu vreau să vă răspundeți. Vreau să vă prieteni. Nu vă cunoașteți. Dar Pavel, vreau să te minte și să știi. Nu-i băiatul care crezi cu lumii. Și atent ce am spus. Vreau câteva zile după sărbătoarea Cămânii, apoi peste câteva săptămâni, va fi altul, va fi altul, și nu sunt tot așa. Pare o de te bucur că spun da, la tine și vreau tău, dar nu sunt fata care o ai cu biserica noastră acolo. Sunt lucruri care nu le cunoaște omul. Ce e normal? Adică cineva zice, cum normal, de fapt, nu e normal. E real. Sunt lucruri care nu se pot cunoaște decât în căsătorie. Poți trăiești o viață cu o persoană într-aceeași casă, într-aceeași împrejurări, dar dacă nu ești legat cu jugul căsătoriei, nu vei cunoaște niște lucruri niciodată. Aici se cunoaște persoana și veți găsi soluții. Și